Dragi frate și surori, stimată biserică, aș vrea în această dimineață să vă zic Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Probabil cineva crede că nu pentru el este binecuvântarea. Domnul să fie cu toți cei care astăzi învăietă în casa lui ca să ne închinăm. Suntem săraci la mulțumit. De fiecare dată vrem ca Dumnezeu să fie Cel care ne dă, iar noi să trecem prin vedere. Așa ar fi bine în această dimineață și noi care venim aici la închinare și cei care ne vor asculta, care sunt peste hotare, să fim împreună într-un Duh și prezența Domnului să fie în mijlocul nostru. Aș vrea ca să ne ridicăm pe picioarele noastre și să cerem binecuvântarea Domnului. Te binecuvântăm, Tatăl nostru, pentru că ne-ai dat fiecare dintre noi timp potrivit de a răstim în casa ta. Pentru fiecare dintre noi a răsărit soarele și asta este binecuvântarea ta și îți mulțumim pentru aceasta. Mulțumim, Doamne, pentru această zi ne voi vorbi din cuvântul tău. Mulțumim că ne vei asculta rugăciunile fiecare dintre noi. Și îți mulțumim că încă o dată te-ai îngăduit ca să aduci la minte de ceea ce ai făcut tu pentru noi. Te rog, Doamne, ca binecuvântarea ta să rămână asupra noastră și fiecare dintre noi să simțim mâna ta care lucrează în mijlocul nostru. Mă rog, Doamne, să binecuvântezi pe cei ce n-au posibilitățile noastre. Doamne, fii cu binecuvântarea ta și asupra lor, pentru cei ce suferă pentru numele tău, pentru cei care sunt bolnavi. Te rog, într-un mod deosebit, tu să lucrezi în dreptul fiecărui și calul și binecuvântarea ta să rămână asupra tuturor. Amin. Amin. Așa cum stăm în picioare, să cântăm cântarea numărul 516. Cântați pe Iisus cu iubire, că Cel pentru noi a murit. Într-o zi ca aceasta vom da slavă Domnului și anume de ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi. Numărul 516.
anunț, dacă cineva dorește să ia parte cu cântare sau poezie, este vremea potrivită și în această zi să dăm slavă lui Dumnezeu. Vom asculta cântarea corului, iar apoi cuvântul Domnului care ne-a dat rugăciune. Capitolul 3, versetul 16, care este foarte important, ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Capitolul 3, Evanghelia de la Ioan, versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Amin. Fraților, temeret copii și toți care ne aflăm în locul acesta, am citit un verset care
în câteva cuvinte nouă ne spune că ce-a făcut Dumnezeu pentru noi. În primul rând spune că Dumnezeu atât de mult ne-a iubit de noi. Că l-a dat pe singurul său Fiu, pe Iisus Hristos, l-a dat în nou, ca noi, crezând în El, să nu pierim, ci să avem viață veșnică. Foarte clar și foarte important este ca noi să înțelegem că El ne-a dat pentru noi Dumnezeu ca noi să nu pierim. Dacă noi îl acceptăm pe El sau dacă îl primim pe El și credem în El, noi nu vom pieri, dar vom avea viață veșnică. Dar dacă nu îl acceptăm pe El, vom pieri. Adică vom muri și vom fi totdeauna într-un timp veșnic, într-o jale veșnică, care niciodată nu ne va putea scăpa nimeni, niciodată. Că numai planul lui Dumnezeu care l-a făcut în iubirea sa pentru noi și l-a dat pe Iisus, numai prin El noi putem să avem viață veșnică. Numai prin El vom avea bucurii veșnică și mântuire. În legătură cu aceasta, fraților, să mai citesc un loc foarte important la trimiterea Apostolului Pavel, Sfântului Pavel, care a fost credinciosul Dumnezeu și el a scris multe scrisori către multe neamuri de pe timpul acela. Și el a scris așa o scrisoare la trimiterea către Filipeni, capitolul 2, citesc de la versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotriv cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dumnezeu, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, da, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Și nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult, acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri, ca să fiți fără pricamă și curați copiii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zădare. Am citit un text mai mult, fraților, dar are mare legătură că Iisus Hristos mi-a fost dat nou. Și Iisus, Fiul lui Dumnezeu, fără păcat, El și-a dat viața pentru ca noi păcătoși, crezând în El, să nu pierim, să avem viață veșnică. Până aș da viața, El mult a suferit. El a fost ascultător până la moarte de cruce. A fost ascultător în toate zilele
vieți sale, Tatălui Ceresc, și și-a dat viața pentru noi. Fraților, iată, ne aflăm în locul acesta. Primul păcat, cine l-a făcut? Și prin ce s-a demonstrat primul păcat al oamenilor? Primul păcat, care poate să spun? Din tineret, din copii. Ar vrea ca să știu. Primul păcat, cine l-a făcut? Adam și Eva. Și ce au făcut ei? Adică, cum îl putem noi numi pe cel primul păcat? Neascultare. Da, neascultare. Fraților, uitați-vă, primul păcat, neascultare. Și neascultarea a adus ruine, a adus despărțirii de Dumnezeu pentru primii oameni și pentru toată omenirea întreagă. Primul păcat. Fraților, citim că Domnul Iisus Hristos a fost ascultător până la moarte de cruce, adică toată vremea. N-a fost o zi, n-a fost două, n-a fost. Și pe noi ne îndeamnă Cuvântul lui Dumnezeu ca noi să fim ascultători. Mântuirea care a făcut-o Domnul Iisus Hristos până pentru noi, să o facem cu ascultare. Fără ascultare, noi nu putem să o facem. Și nu putem să ducem mântuirea noastră până la capăt, dacă noi nu am ascultat de Dumnezeu. Neascultarea a fost la mulți oameni care prin neascultare au căzut, cu toate că au fost mântuiți de Dumnezeu. Dar prin neascultare au căzut de la fața lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că a fost ales și binecuvântat de Dumnezeu Saul, primul împărat al lui Israel. Și noi știm că mai departe în viața lui s-a produs acea viață de neascultare care l-a despărțit de Dumnezeu. Asta e foarte greu, foarte vinovat este neascultarea față de Dumnezeu. De aceea, fraților, ne îndeamnă noi, pe noi cuvântul, ca noi să avem ascultare. Dacă vom avea ascultare, aici ne spune că să facem toate lucrurile fără cârtiș, fără șovăieri. Dacă vom avea ascultare, n-ați să fim în viața noastră cârtiș, șovăieri. Și vom putea să ținem sus cuvântul vieții. Domnul Iisus Hristos, victoria e a Lui și biruința e a Lui și a celora care în sângele mielului și-au spălat hainele și urmează cu ascultare calea lui Dumnezeu. Și atunci biruința sau flagul stă sus, ținut de poporul lui Dumnezeu și de noi, de fiecare parte. Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Ca în ziua aceasta, când ne aducem aminte, noi să slăvim pe Dumnezeu și să îi spunem ca să fim ascultători de El până la capăt. Domnul să fie slavă, acum și aici. Amin. Ne rugăm, Domnul. Sfinte Tată, îi mulțumim pentru că Tu atât de mult ne-ai iubit și L-ai dat pe Fiul Tău preiubit, Iisus Hristos. El și-a dat viața pentru noi pe Golgota. S-a smerit și a fost ascultător până la moarte de cruce. Ca noi, credând în El, să nu ferim, ci să avem viață veșnică. Ne bucurăm, Doamne, și astăzi ajută-ne să ne aducem aminte din jertfa Ta, din trupul Tău care a fost chinuit și omorât, din sângele care s-a vărsat și ne spală de orice păcat. Te rog, Doamne, încă mulți care, Doamne, încă n-au crezut în Tine, care nu Te-au acceptat,
fă-i să te accepte, Doamne, fă-i să creadă, ca să aibă și ei viață veșnică. Revasa ta binecuvântare. Fiți slăviți și măriți, Tatăl, eu tu sunt. Amin. Amin. Lăsăm loc, frate și sorori. Am auzit cuvântul Domnului care este din Sfânta Scriptură și anume că dragostea lui Dumnezeu nu are margini. Nu are margini că l-a dat pe Fiul Său ca să vină pe pământ să salveze oamenii. Încă ceva, mi-aduc aminte când eram încă adolescent, un bătrân mi-a întrebat Iosif, care este versetul de aur? Copiii, care este versetul de aur din Biblie? Ioan 3, 16. Uitați, dacă Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și are o valoare care nu se poate măsura cu alte cărți. Și dacă dintr-o această Biblie ar fi fost acest verset care spune despre dragostea lui Dumnezeu, oamenilor le-ar fi de ajuns ca să aibă salvare. Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit omul, că a făcut tot pentru El. Într această zi, noi aducem aminte despre dragostea lui Iisus Hristos, despre dragostea Tatălui care l-a dat pe Iisus Hristos. Și am vrea să cântăm o cântare unde cântărețul spune că fără de Iisus, fără de brațul Lui, noi nu putem trăi pe acest pământ. Și această cântare este din razele cerului, numărul 278. Iubire care m-ai creat în asemănarea ta. Iubire, tu te-ai îndurat de noroc, m-ai ridicat. Iar apoi refrenul spune, eu de brațul tău mă țin, Doamne, în tine să rămân. 278 de razele cerului. Thank you.
împreună cu adunării, avem două participări, fratele Mihai Cântare, iar apoi surorile o cântare, după aceasta participare cu urmă. Подумай тогда, а нужде твоей, помолись еще.
ne împlinim voia lui Dumnezeu, împlinim porunca lui Dumnezeu, împlinim moartea lui Iisus Hristos, ce a făcut pentru noi. Vreau să citesc din Isaia, care mulți ani înainte de Iisus Hristos, să fie pe pământ, cum a văzut El pe Iisus Hristos, pe pământ înviat, ce scrie la Isaia, capitolul 53, la versetul 1. Cine a crezut în ceea ce ne se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o brață slabă, ca un lostar care iese dintr-un pământ uscat. N-are nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și în sfățișarea lui n-are nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferință, era așa de disprețuit că se întorceai față de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, El suferințele noastre le-au purtat și durerile noastre le-au luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lăvit de Dumnezeu și smerit. Dar El ne-a străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărăbileșile noastre, pedeapsa care ne-a dat pașii a căzut peste El și prin renile Lui suntem tămăduiți. Noi rădeșeam cu toți că niște voi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să-i cale asupra Lui nemiluirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un melc pe care îl duci la macelărie și ca oaie multe înainte celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecate, dar cine din cei ce pe vremea Lui a crezut în El, fusese șterse pe pământ, mântul celor vii și lăvit din moarte pentru păcatele poporului meu. Aceasta a prevăzut prorocul Isaia înainte de veni Iisus Hristos pe pământ, cum El a suferit, cum El a fost dat la moarte. Noi am citit cuvintele acestea, disprețuit și părăsit de oameni, cum a durerii și obișnuit cu suferințe. Era așa de disprețuit că întorceai față de la El și noi nu l-am băgat în seamă. Deci vor noi, viața noastră, suferim pe aceasta, când pe cineva pe noi nu ne bagă în seamă, cât este de greu să treci prin acestea cazuri, dar Iisus Hristos a fost în acela om care a trecut, care nu l-a băgat în seamă, pentru și că El a suferit pentru noi, El a luat păcatul nostru și a iertat păcatul nostru, El pentru noi a făcut aceasta și noi nu l-am băgat în seamă. Deci, ori, și eu, viața mea, mă uitam, primesc niște mesajele la cuiva să citească și mă uit înainte cum a fost scrisor, dar am un telefon, trimit mesaj și acolo arată, o citit el, o văzut, o nu citit. Și când trimit un mesaj, te uiți, s-a uitat, e plăcut, dar când vezi că nu citit, nu este plăcut, când nu citește mesajul tău. Așa și Iisus Hristos, El nu a fost băgat în seamă, El a venit pentru noi, pentru suferințele noastre, pentru păcatele noastre a suferit, pentru neajunsurile noastre a suferit, pentru păcatele noastre a suferit, dar noi nu l-am băgat în seamă. Nu l-am băgat în seamă atunci când El a lăsat Cuvântul lui Dumnezeu, să citim Cuvântul lui Dumnezeu și noi nu vrem să citim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu l-am băgat în seamă. Atunci când El poruncește ceva, în Duhul Sfânt să facem o lucrare, o fapte bune, și noi nu venim, noi nu îl băgăm în seamă pe Dânsul. Nu îl băgăm în seamă prin portarea noastră, prin viața noastră. Atunci când noi poate trebuie să ne băgăm cu Dumnezeu și noi amânăm pocăință, noi nu îl băgăm în seamă. Atunci când trebuie să le încheiem, le băgăm cu Dumnezeu, prin Sfântul Botez, timpul vine și noi nu facem lucrul acesta, noi nu îl băgăm în seamă. Atunci trebuie să facem o slujbă, în casa lui Dumnezeu, predicăm Cuvântul lui Dumnezeu la oameni care ne încălzoară și noi ne rușinăm, ne temem, fugim aceasta. Tot este, noi nu îl băgăm în seamă. Și Iisus Hristos aceasta este. El pentru aceasta a suferit și fiecare din noi îl dorește pe acest.
să urmăm pe Dumnezeu, să ne păcăm pe Dumnezeu, să urmăm pe urmă. El a suferit, nu pentru păcat, El a suferit pentru noi. Așa și noi, sigur, și dacă trecem prin necazuri și dureri, bine asigură, noi suferim și răbdăm prin pisații noastre, prin sora noastră, poate, dar mai rău atunci când noi suferim pentru păcatele noastre care o facem. Aceasta nu este bine pentru aceasta este bine Iisus Hristos, că ne ierte, să ne împace cu Dumnezeu. Rău atunci când noi suferim pentru păcatele noastre care o facem. Iisus Hristos pentru aceasta a venit. Isaia a prevăzut aceasta mult înainte cu El, a fost așa streacă, prin suferință, prin greutăți. Dar vreau să citesc alt om care tot a văzut pe Iisus Hristos la Apocalipsa, citesc un cuvânt, capitolul 1, la versetul 14. Capul și părul lui erau albi ca lână, albă ca zăpadă, ochii lui erau ca pară focului, picioarele lui erau ca arana prinse și arse într-un cuptor și glasul lui era ca guietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea el 7 stele, din gura lui ieșa o sabie ascuțită cu 2 tăiușuri și fața lui era ca soarele când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Ioan a văzut pe Iisus Hristos în așa chip, în slavă cerească, capul lui era albă, capul și părul lui erau albă ca lână, albă ca zăpadă, și ochii lui ca vara focului. Așa de frumos, așa de strălucit era Iisus Hristos, dar Isaia a văzut pe dânsul în altii pentru ce El a lăsat slavă cerească, a lăsat frumusețea cerească, venit pe cer pământ pentru noi, a luat asupra Lui vina noastră, păcatul nostru, ca să ne ierte, ca să ne împace cu Dumnezeu. Dar noi ce facem cu Iisus Hristos? Așa și Daniel tot scris la Daniel cartea, capitolul 10, versetul 5-7. Am ridicat ochii, m-am uitat, iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de lin și încins la mijlocul un râu de aur din ufar. Trupul era ca o piatră de cristalin, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște arame lustruite. Și glasul lui tuna ca buietul unui mări mulțimi. Așa Daniel a văzut pe Iisus Hristos cu mulți ani înainte. Iisus Hristos s-a coborât din cer, a lăsat slavă cerească, a venit pe cer pământ ca să ne ierte, ca să ne împace cu Dumnezeu. Dar noi cum facem? Noi o băgăm în seamă pe Dumnezeu, ori noi greșim, uităm și ne-o băgăm în seamă pe Iisus Hristos. El a fost disprețuit, spărțit de oameni, omul durerii. Deci ori noi n-au băgăm în seamă. Tot scris la Matei, capitolul 25, scris așa cuvinte, până Iisus Hristos să scrie, să leagă copiii care au urmat calea Lui, care s-au păcat cu Dumnezeu, ce au făcut, ce au făcut Dumnezeu. Capitolul 25, la versetul 31, scris așa. Când va veni Fiul omului, slava sa, cu toți Sfinții Îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavii sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va dispărți pe unii de alții, cum disparte pe stolul de oi de capre. Și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci păratul va zice celor de la dreapta Lui, veniți prin cuvântații Tatălui meu din mășniți, împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, că și-am fost flământ și mi-ați
dar de mâncat, mi-am fost trece și m-ați dat de băut, am fost trăit și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți vor răspunde, Doamne, când te-am văzut în noi flământ și te-am dat de mâncat, sau simplu din țerchi și te-am dat de băut, când te-am văzut noi trăind și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine, drept răspuns, împăratul vă zice, adevărat să spun că orice de câte ori ați făcut acestea lucruri, unul din acestea foarte neînsemnați, frații al mei, mie ați făcut. Atunci când noi vedem pe frații noștri căzuți, când frații noștri bolnavi, nenorociți, chinuiți, care suflă și necazuri, de boli, de suferin, noi îi ajutăm, îi îmbrăcăm, îi încurajăm, atunci noi facem și pentru Iisus Hristos lucrul acesta. Noi îl băgăm în seamă pe Iisus Hristos. Atunci când noi trecem pe alăturea, nu băgăm în seamă acela care este nenorocit. Nenorocit acela este care trece poate în păcat, care caută mângâiere, care caută iertare de păcate. Noi nu spunem despre salvare, despre Iisus Hristos, despre iertare păcatelor. Tășim, atunci noi trecem pe alăturea și pe Iisus Hristos, nu băgăm în seamă. Cum Isaia a văzut că noi nu l-am băgat în seamă. Domnul ne ajute că fiecare din noi nu trecem pe alăturea Iisus Hristos, să o băgăm în seamă. El a renunțat la reputația Lui, El a renunțat la viața Lui, El a renunțat la cer, la frumusețea Lui. El a renunțat la viața, a dat viața pentru noi. Dar noi și ce facem pentru Iisus Hristos? El vine pe cer pământ să ne mântuie, să ne ierte, să ne salveze. Dar noi deodată n-am băgăm în seamă. Este greu atunci când cum Iisus Hristos nevinovat a suferit pentru noi, a luat păcatul asupra Lui, păcatul omenirii. Aceasta este foarte greu. Atunci când noi suferim pe nedrept, noi este foarte greu. M-am văzut un caz, un frate mergea pe drum, s-a întâlnit cu un accidentat care cate în accident, cel care era vinovat, a fugit, s-a ascuns, altul trecent și a văzut pe dânsul, l-a ridicat, l-a dus la spital, l-a plătit și l-a salvat pe dânsul. Când a venit în cerere accidentatul, el a pus vina pe cel care a scăpat viața lui. Acest care e vinovat era el, spus că el e vinovat și era foarte greu la fratele acesta să iei povara aceasta care nu era nevinovat. Atunci când noi trecem, când suntem nevinovați, luăm asupra noastră vina cuiva, este foarte greu, dar Iisus Hristos a luat vina noastră, vina păcatului nostru și a suferit pentru noi. Dar deodată noi n-au plăcăm în seamă. La sfârșit, noi te rugăm și în caz am vrut să cătăm din istorie. O mamă avea o fetiță, creștea deja de dânsa. Și când a crescut mare, fetița termina școală, s-a dus la universitate, în oraș, se învețe, colegiul. Și mama a pus în gând să duc să vadă cum e trăiește, cum se poartă, cum învață. Fica a văzut departe pe mama ei, în curtea ei, în curtea școlii. Când a văzut pe dânsa, a ieșit înainte, spune, mama, te rog, nu intră în școală, mama, te rog, nu intră. Mama s-a descurajat și se întreabă, fica, dar ce s-a întâmplat? Dar el spune, mine rușine că fața ta este urâtă, fața ei era după accident. A fost în cazul în viața lor, accident, s-au prins casa, fetița era mică, păi și s-au chemat ambulanță, s-au chemat mașina cu pompieri, până a venit pe pompieri, ei s-au dus aminte ce este mascul în casă, s-au dus aminte ce este fetița în casă, au intrat în casă, prin flăcări, prin foc, și
Să ne vom satisface chita așa, căcat o bârnă, să rup și căcate fața ei și fața ei a fost urâtă după aceea. Chiar și fata spunea că era rușine să chemi, să arete la colegii de mama ei. Și mama nu a stat pe indiferent, chemată și fata acolo pe loc, să-și lase scaun, să obțit viața ei. Cum i-a salvat viața, dar știți, fata, fiica ei nu s-a interesat de ce fața mamei așa de cicatrișe pe față. Și a povestit și atunci, de atunci, fiica ei, atitudinea ei s-a schimbat. Așa și viața noastră, câteodată oameni, nu eu în seama ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, cum El a suferit pentru noi, cum El a fost bătăjbărit, a fost intimitat, a fost dezbrăcat, așa și El a fost chinuit pentru și pentru păcatele noastre și părăbilegele noastre. Pe noi să avem iertare, să avem scăpare, să avem viață veșnică. Și ultimul verset care este scris la Psalmul 45, versetul 2, este așa cuvinte. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de ce te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războni vitează încingeții, sabia, podava și slava. Așa să fie în corul văzut pe Iisus Hristos, că la spun așa cuvinte, tu ești cel mai frumos dintre toți oamenii de pământ. Așa noi trebuie să vedem pe Iisus Hristos, când El a suferit pentru noi, când El a fost bătăjbărit, să-L binecuvântăm pentru să-L băgăm în seamă, în viața noastră, prin purtarea noastră, prin rugăciunile noastre, știm de Cuvântul lui Dumnezeu, să spunem despre Cuvântul lui Dumnezeu la cei care înconjoară, la oamenii care fac în păcat, să-i spunem despre viață cu Iisus Hristos, să spunem despre iertare. Domnul ne ajute și ne binecuvânteze la aceasta. Amin. Amin. Ne vom ruga înainte de timp. Doamne, să mulțumim de această zi frumoasă, din contactul cu tine. Mulțumim de mina zilei care am văzut. Mulțumim de cei care putem să ne adunăm în casa ta, să ascultăm de cuvântul tău, de posibilitatea aceasta, de copiii tăi care s-au adunat în casa ta, cu dorința aceasta să vii în casa ta, să spui de cuvântul tău. Toți care au venit în casa ta, mulțumim pentru aceasta, care au venit să spui de cuvântul tău. Și rugăm să binecuvânt fiecare în parte, să ne apropie mai mult de tine, jertfa ta, de ce ai făcut pentru noi. Și rugăm să binecuvânt cei care sunt copiii tăi care sunt salvați, mai mult ne apreciem de tine, de cuvântul tău. Prețuim așa ce ai făcut pentru noi, să mulțumim și binecuvântăm pe tine. Și rugăm să binecuvânt cei care nu au făcut pasul acesta, care nu sunt păcați pe tine, care nu au primit iertare, salvare, să binecuvânt să dai pocăință, iertare, deci ușa carului deschisă. Binecuvânt pentru aceasta, te rugăm să binecuvânt și pămirea morții tale, să fim plăcuți ție. Nu ești acolo de întristat Sfântă fața ta, prin portarea noastră, prin viața noastră, prin vorbirea noastră, iartă, ne părățește-ne, ajută să ne apropiem de sfințenie și împărățenie, jertfa ta, care tu ai făcut pentru noi. Ajută între aceasta. Amin. Amin. Vă sufăște. În continuare, înainte de cine mai avem de la participări, asta avem poezie, cântarea poeziei Oșcăgaru și o cântare. Сам не имеешь, ты не можешь любить, если холод внутри, и не можешь.
сказать, ты гори. И не можешь излить, чего нету в сосуде, как других напоить, если нету воды. Даже если вдруг жаждут помощи люди, то носители жетон все напрасно беды. Ты не можешь отдать, если сам не получишь, если хочешь дарить, то наполни себя. Из источника силы все самое лучшее, изливай, Господи, в нашей жизни любя. Так иди ко Христу, не отступит пустого у тебя никогда. Наполняйся и пей. Бог наделит тебя для кого-то другого, чтобы источник прославился в жизни твоей. И тогда все отдашь, и тогда все согреешь, засияешь и скажешь другому, сияй. На других ты прольешь только то, что имеешь. Если хочешь дарить, то себя наполняй. Când a fost pentru prima dată instituită Cina Domnului, Iisus Hristos sărbătorea Paștele împreună cu ucenicii săi, în ziua de Paște, mai bine zis, în seara de Paște. El a vorbit foarte mult cu ei în acea seară. 6 capitole din Evanghelia după Ioan ne vorbesc despre aceasta. Plus la aceasta, în afară de instituirea cinicii de taină, Iisus Hristos a mai făcut un lucru, un gest oriental față de ucenici, prin care le-a dat o mare învățătură și anume, le-a spălat picioarele înainte de masă. Așa era în țările Orientului Mijlociu, ca stimă, ca respect de bună primire a unui oaspet. Era în primul rând să-i speli picioarele. Și prin aceasta Iisus Hristos le-a dat o mare învățătură, că El Învățătorul și Domnul s-a plecat atât de jos
și a spus, dacă eu, Învățătorul și Domnul, am făcut acest lucru și voi să faceți la fel. Și poetul Costache Ioanid, acest gest al Domnului Iisus Hristos, el îi explică un versul atât de profund, atât de frumos. Vreau să-l recit cu ajutorul Domnului poezia. Ștergau. La cina ce de Paște, în camera de sus, înconjurat de oaspeți, s-a așezat Iisus. Din sfeșnic se revarsă o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul hrăvină. Era plăcut prilejul și toate pregătite. Dar, vai, uitați gazda cu slugă atrimite, un rog sau de copilă, când pe vreme lege, cureaua de la glezni pe lini să le dezlege, să le aline talpa de coldul de pe drum, și atunci cei 12 sfiernic oarecum se întrebau în șoaptă, cum vom și de mărugă? Și cine își va pune ștergarul cel de slugă? O iată cum se întreabă privind tulburarea, când vasul cel cu apă, când praful pe picioare, iar Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, n-ai vrea să-ți spui tu, pietre, ștergarul astăzi? Chiar eu nu șoare bine, eu sunt cel mai bătrân, dar tu, Ioan, sunt tânăr și stau lângă stăpân. Tu, Toma, n-ai vrea oare să fie cel ce spală? Sunt trist și umblă în mine o umbră de îndoială. Tu, Iuda, n-ai vrea oare? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul am stăpuț. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu... Și în fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și haina și vreau într-un unghie, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor să-și spire ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, a câtă oară, întreabă ea Iisus, întreabă tot prin Duhul pe cei ce înconjoară, n-ai vrea să-ți spui tu, frate, ștergarul, astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Mircea, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai. Doar sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă, n-ai vrea în lumea asta să fii tu cel din urmă. Sunt răni nemângâiate, sunt muguri ce se sting, batiste în care lacrimi într-una se preving. Sunt văduri sărace, bătrâni fără putere, sunt oameni singurate și lipsiți de mângâiere. Sunt prunci rămași acasă cu mama la spital, sunt mulți sărmani ce așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori și nopți de priveghere și muncă multe în zor. Nu e în cuvântul cât harul ți-ai dat, cât mătura, cât acul, cât rufa de spălat, cât cratița, toporul, cât roata la fântână, ciocanul dat la casă și în gardă la vreo bătrână, să stai de veche noaptea la câtul căpătâi, să întorci cu curia bolnav, să repsi și să mângâi, să-ți scoți apoi la aer și să revine amară. N-ai vrea cu mine, frate, să-ți încășori ștergarul? Chiar eu nu șa de bine, eu sunt cel mai bătrân.
chiar eu. Eu sunt prea tânăr și stau lângă stăpâni. Chiar eu? Eu nu am vreme. Eu am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Același trist răspuns. Atunci, lăsând să-i cadă vremea sa și slavă, iubirii fără seamă, din nou trăindu-și taina, și acum, a câta oară, să pleacă iar Iisus și plin de atâtea gânduri, ștergarul și l-a pus. Și așa cum o mlădiță să pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii să pleacă în genunchi. Veniți, leproși lumii, murdari de țărină, Iisus, vă spălați cu propria lui mână. Veniți voi ce împăcat în nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul lui sânge. Voi, frați, goliți mândria, viserele și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare bună, iar cel ce ia ștergarul, acela ia cu lună. Amin.
Evanghelie, Apostol Pavel spune că mulțumim că se celui ce poate face mai mult decât credem sau gândim noi. Lui Iisus Hristos, care ne pentru că s-a dat jertfă pentru noi. În sfârte cuvinte, El pe rămâne. Te rugăm, Tatăl nostru, care ești în cerul, pentru acest timp binecuvântat de Dumnezeu. Mulțumim pentru că dragostea ta ți-a arătat-o și nouă, prin faptul că când eram noi rești, protectori, tot mai primesc în lume cu Mântuitorul Iisus Hristos, ca noi să credem să avem viață veșnică. Mulțumim că prin actul să îngericăm pe tema aducea minte de oferta ta, de jertfa ta, minunată. Doamne, ajută-ne să rămânem recunoscători, credincioși, mulțumitori, să fim cu noi și în ordinare. Amin. Amin. Și copiii, și tineretul, și corul chiar din astăzi să vă încercați.
a pregătit. Este nevoie ca copiii să mobilizeze și orul de fiind. Este o sărbătoare în care noi vom da slavă Domnului pentru că El a făcut de grijă și care ne-a mântat în anul de cealaltă. Acesta este anunțul. Vineri seara, cred că vom veni cu anunțul mai concret și în organizare, când ne vom de acolo și toate întrebările. Iar acum, pentru salutările care s-au dus noi cu toții, mulțumim frumos! Și de parte de Biserica Transmitem, sincere salutări! Toți acei care n-au parte să ia din cina Domnului, să vă apropiați de frați, ca să poată veni acasă, care e bolnav sau din altă motive, să ne spuneți ca să putem aranja lucru. Iar acum vom încheia din aia, poate ne trebuie să mă Doamne, îți mulțumim că ai binecuvântat și această părtășirie adunare, ai binecuvântat cuvântul Tău, mulțumim de ce e, că ai lăsat cuvântul pe acest pământ, cum trăim pe acest pământ, mulțumim de jertfa Ta care totul aparte la jertfa Ta, urmim moartea Ta, binecuvânte timp care ai lăsat să trăim pe acest pământ, trăim în viața sfântă și curată, și împărbim mai aproape de Tine, să fim gata de venirea Ta, binecuvânt trecește vremuri grele care trăim în sân, ne ajută să fim întotdeauna gata de venirea Ta, păzăște de păcat, de orice rău, de diavol, să păstrăm inimile noastre în sfințenie și curățenie. Rugăm să binecuvânt și la dispărțări, binecuvânt și lucrările care ne așteaptă și sărbătoare și cerișului Tău, binecuvânt să ne ajută, toată organizarea, programă să binecuvânt și spre slava Ta, ajută trecească, binecuvântă, 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 mulțumesc, amin. Amin. Ne salutăm cu pacea Domnului, Domnul să vă binecuvânteze.